Remiză pentru Astra în primul meci de pregătire din Spania. Giurgiuvenii au întâlnit luni la Marbella fosta echipa lui Oleg Protasov, Dnepr Dnepropetrovsk, locul 3 în prima ligă ucraineană. Laurențiu Rus i-a dus pe cei de la Dnepr în avantaj în minutul 21, devind în proprie poartă o minge aruncată în careu după o lovitură liberă. 20 de minute mai târziu, Astra a reușit egalarea prin Gabriel Enache, care, bine găsit în careu de Junior Moraes, n-a lăsat nicio șansă burtarului advers, stabilind încă de la pauză scorul final. Noua achiziție a giurgiuvenilor, fundașul central Selio, a fost titular în partida cu Dnepr. În programul Astrei au intervenit două modificări. Pe 6 februarie, în cel de-al doilea meci de verificare de la Marbella, giurgiuvenii vor întâlni o altă formație din Ucraina, liderul Dinamo Kiev și nu echipa norvegiană FK Hoggesund. În plus, meciul de verificare al Astrei din cantonamentul spaniol cu sudcoreenii de la Samsung Blue Wings a fost anulat. Acesta trebuia să aibă loc pe 8 februarie. Cel mai probabil, oficialii Astrei vor căuta un alt adversar pentru ultima zi de cantonament. Giurgiuvenii revin în țară pe 9 februarie, primul meci oficial urmând să aibă loc pe 17 februarie cu Steaua București, manșatura semifinalei Cupei Ligii.